Continuare revendicărilor către autoritățile administrației publice centrale sau locale care au în subordine spitale publice. Cerem monitorizarea condițiilor în care este asigurat accesul la întreruperi de sarcină la cerere pe toată perioada anului și dacă este asigurat personalul medical necesar în funcție de numărul populației pentru fiecare regiune, luând în considerare și statisticile extinse, numărul de întreruperi de sarcină anual, numărul de întreruperi de sarcină în cazul minorelor, numărul de întreruperi de sarcină la cerere, etc. Finanțarea de la bugetul local a contraceptivelor decontate pentru populația din unitatea administrativ-teritorială respectivă prin cabinetele de planificare familială existente la nivel județean și eliminarea și prevenirea tuturor formelor de violență asupra femeilor și persoanelor queer în spațiile publice sau private, online sau offline, precum violența de gen, violența domestică, femicidul, abuzul, hărțuirea. Către Colegiul Medicilor din România, cerem armonizarea normelor deontologice cu accent pe relația medic-pacient, componenta de întrerupere a relației cu pacientul și componentele de consimțământ și confidențialitate. Să se asigure că în formarea inițială a medicilor se regăsesc elemente practice pentru acordarea serviciului de întrerupere de sarcină prin metode sigure, în concordanță cu ultimele standarde aprobate de OMS în domeniu. Includerea temei drepturilor omului în sistemul de sănătate prin adoptarea unui cod de etică pentru nediscriminare, egalitate de gen, antirasism, etc. Și nu în ultimul rând, să se asigure că în forma inițială și continuă a medicilor se regăsesc elemente practice pentru acordarea de servicii specifice de sănătate pentru persoane queer, inclusiv servicii medicale specifice tranziției. Revendicări către managerii de spitale. Informați pacientele privind condițiile și termenii pentru accesarea serviciilor de avort, inclusiv publicând informațiile pe pagina web a instituției. Temporar, în cazul în care nu există personal medical care să efectueze sau să asiste la efectuarea avorturilor la cerere, contractați cadre medicale dispuse să efectueze această intervenție fără nicio reținere de nicio natură. Revendicări către Parlamentul României. Interziceți orice discurs care promovează informații vorbitoare, incorecte și insensibile, care le pot aduce un prejudiciu psihoemoțional al pacientelor despre orice procedură medicală din sfera sănătății reproducerii, inclusiv avortul la cerere. Promovați participare completă, echitabilă, inclusivă în procesele de decizie la nivel instituțional pentru a combate efectele barierelor specifice genului. Produceți un model de colectare a datelor care să evalueze impactul politicilor publice în funcție de gen, care să genereze răspunsuri instituționale la femicid, la violența de gen și la sănătate publică. Introduceți conceptul de intersecționalitate în legislație, în legislația privind drepturile sexuale și reproductive. Interziceți terapia de conversie. Toate demersurile realizate de psiholog sau psihiatru pentru a modifica orientarea sexuală care nu se încadrează în heteronormativitate și identitatea queer. Terapia de conversie este un abuz psihologic la adresa acestor persoane și nu dă rezultatele scontate. Pacienții nu devin heterosexuali sau cisgender, ci se confruntă cu o creștere a depresiei, a anxietății și a un risc crescut de suicid.